Pași pentru a-ți înțelege emoțiile dificile. Disciplina, dezvoltare personală. O resursă pentru clasa 1. Bună! Emoțiile reprezintă o parte importantă a vieții noastre. Ele contribuie la modul în care ne simțim. Este important să folosim cuvinte potrivite pentru a exprima ceea ce simțim. Împreună cu Adina și cu Radu, astăzi ne vom extinde vocabularul care exprimă emoții. Vom înțelege cum emoțiile se modifică, dar și că este în regulă să ne simțim diferit în anumite momente. Îți mai aduce aminte de Adina? O fetiță calmă care s-a jucat într-o zi ploioasă cu Emma. Era atât de bucuroasă până când soarele a apărut pe cer. Atunci a rămas surprinsă că Emma a fugit la joacă, fără să o ajute să ordoneze camera, și a devenit furioasă. În povestea față în față cu frica, apărea Radu, un băiat care și-a ajutat mama la cumpărături, până într-o zi când un câine mare l-a speriat foarte tare. Radu a fost trist până și-a găsit curajul de a-i spune mamei cât de înfricoșat este de câinele vecinilor, iar mama l-a ajutat să aibă încredere în el. Nu este nicio problemă dacă nu ai vizionat povestea celor doi copii. E important să reții că fiecare dintre noi poate simți frică sau furie și e bine să știm cum să ne comportăm. Într-o situație ca aceea în care prietena ta pleacă fără să te ajute sau ceva te sperie, este important să descoperi ce simți în corpul tău. Pentru acest exercițiu ai nevoie de o coală albă pe care să desenezi un omuleț de turtă dulce, ca cel din imagine, și de cutia ta de creioane colorate. Putem face o pauză până când îți pregătești aceste materiale. Amintește-ți acum o situație în care tu ai fost furios, furioasă, speriat sau speriat. Încearcă să-ți dai seama unde simțeai aceste emoții în corpul tău. Pentru a putea să reții, colorează locul în care ai simțit aceste emoții cu ce culoare alegi. Ai simțit o durere de cap? Ți-ai simțit obrajii arzând? Ai simțit inima cum îți bate tare? Ți-au transpirat palmele? Erai agitat sau agitată mergând de colo-colo? Ai simțit un gol sau un nod în stomac? Ți-ai strâns pumnii? Ai început să tremuri? Emoțiile tale sunt ca un ghem cu ațe încurcate și ai nevoie să numești ceea ce simți. Mă simt mânioasă. Sunt speriat. Acceptă emoțiile pe care le simți. Acum simt furia. Acum simt frica. Realizează faptul că emoțiile pe care le simți sunt trecătoare. Chiar dacă ele par copleșitoare, vor trece. Caută să înțelegi de ce te simți așa. Pune în cuvinte ceea ce te deranjează, pornind de la modul în care te simți tu. Eu mă simt mâhnită pentru că. Sau mă deranjează faptul că Emma a plecat, fără să mă ajute să ordonez. Mie mi-e frică să nu fiu mușcat de câine. Sau eu nu o mai pot ajuta pe mama, mă tem să trec pe lângă câinele vecinilor. Nu-i acuza pe ceilalți. Caută să înțelegi comportamentul și ceea ce simți tu. Fii deschis la ceea ce aduc la suprafață emoțiile tale. Nu încerca să-ți impui ce emoție să simți. Sigur că am vrea să fim întotdeauna calmi, veseli și senini. Dar pentru aceasta este important să știm cum să revenim la o stare bună atunci când trăim emoții precum tristețea, teama, supărarea sau furia. Vom practica acum o tehnică de respirație care ne ajută atunci când simțim emoții precum frica sau furia. Așează-te comod având cifra 8 desenată, culcat, pe o foaie de hârtie. Ține un deget pe desen, iar cealaltă mână pe abdomen. Atunci când degetul urcă pe conturul cifrei 8, inspiră,
iar când degetul coboară, expiră. Să încercăm împreună. Inspir, expir. Inspir, expir. Încearcă 5 inspirări și 5 expirări. Folosește acest exercițiu atunci când ești supărat, supărată sau când te temi de ceva. Azi ai învățat ce poți face pentru a-ți controla emoțiile dificile, precum frica sau furia.